Ne-am ajuns? Nu m-a văzut nimeni. Bună seara, doamnă, bună seara, domnilor. Atât a rămas, atât a rămas din balonul meu, dar tare mie că în seara asta am o șansă la lucruri mai frumoase. Dragii mei, eu le smol, da? Le filmăm în acest. Să creadă lumea câți băiatul ăla care dă pe aici tot felul de așa, da? În seara asta avem de oferit ceva foarte frumos, dragi. Mai aveți balane? Vreau și un balon de ăsta. Facem schimb? No, mulțumesc frumos, apreciez, nu mai la, mă duc să iau și eu poate prind. Dragii mei, azi o premieră la Suceava, în Iulius Mall, hai vină încă să vedeți despre ce vorba, Amalia, cu copilul meu Amalia, este testul de rezistență pentru copilul dumneavoastră, ca să înțelegeți despre ce vorba. Azi o duc undeva unde, ți-a luat șervețelul Amalia cu tine? Nu ți-a luat, hai să vedeți cât în caz este. Dragii mei, fiți atenți despre ce vorba, cu domnul ăsta avem treabă. Uite aici, Amalia, ai mai stat ceva în Iulius Mall la Suceava? Leonidas, ce spuneți, e Leonidas? Grec nebunii alea, da? Dar nu-i despre Grecia, nu-i despre Spartan, nu-i despre altceva. Atent, pionaj economic. Leonida, Universitatea 1-1. Asta-i patron. Bună seara. Bună seara. Amalia, fii atent aici. Aveți fete? Aveți copii? Nu. Vreți să faceți? Nu. Mamă, am presiune la pneuri 6. Domnul Jolion. Cum? Jolion. Dacă vă stăm numai... Domnul Jolion este omul care o să ne povestească în această prea frumoasă seară. Mamă, numai un nica de da. Așa. Ați s-a dus Leonidas la Suceava. La Suceava. Ce e Leonidas? De ce Leonidas? Food, mâncare, băuturile, ce asta? E vorba de praline belgiene. Leonidas, praline belgiene. N-aveați alt nume să le dați, Leonidas. De fapt, de origine este un grec. Da? E un grec care a emigrat în Statele Unite și din Statele Unite s-a dus în Belgia pentru un concurs de ciocolată, s-a îndrăgostit de o belgiancă, o bruxeleză și a rămas omul acolo, așa cum se întâmplă și la noi în România, devin oamenii și nu mai pleacă. Ce bine că nu l-am întrebat dacă vrea, dacă este că v-ați îndrăgostit și noastră de muncă? No, eu sunt român. Da. Eu sunt român de la Turnu Severin, deci... Român de la Turnu Severin? Bine, unele merge și cu cealaltă, m-am și îndrăgostit de româncele noastre. Avem așa da, de la Turnu Severin? Da, sunt de la Turnu Severin, știu că nu par. Nu păreți de la Turnu Severin. Asta este, mama e olteancă. Mama e olteancă. Deci sunteți de la Turnu Severin. Și tata s-a îndrăgostit. Azi vorbim despre, nu despre ciocolata asta sau ciocolata asta, despre altă ciocolată, nu? Povestiți-ne un pic despre... Deci este un brand, care are 100 de ani, din 1913. Așa? Și l-am adus în România în 2001. A fost greu, dar după câțiva ani lucrurile au luat avânt. Și uitați că în ziua de astăzi, februarie, 10 februarie 2024, a ajuns în Suceava. Era timpul să vină și în Suceava. Nu ne dă domnul? Da. Ce ne dă domnul ăla? Care cine servește? Ce? Ia vedeți. Dați câte una să ajungă la toată lumea, vă rugăm frumos. Dar mai dă domne aici și dați câte una să ajungă la toți, vă rugăm frumos. Numai câte una să... Ha! Ce ne-am scos asta? Ce nasole cu... Mulțumim frumos. Aromă de banană. Vrei o griță? Nu vreau o griță. Aromă de banană. Ia vedeți. Am dreptate? Le știți după... Păi ar trebui, ia vedeți. Dacă e galben în interior, e galben. Aromă de banană. Ia cum mi se pare? Haideți să prezentăm oamenilor ce ați adus. Sunt vreo 100 de sortimente, deci nu o să pot să... Eu o să vă rog să treceți pe partea asta. Aia și eu pe partea asta. Male, fii atent aici. Fii atent aici. Eu o să vă spun de cele care îmi plac mie în mod special. Mie îmi place gustul pralinat. Doamna, nu? Mm-hmm. Ah, de la da. M-a luat gura pe mine. Da, nu. La praline. Mie îmi place gustul pralinat, cu toate că amatori, într-adevăr, de ciocolată, sunt mai degrabă cu ciocolata neagră, dar mie îmi place ca orice copil ciocolata lapte. Top. Ziceți, m-ați zis acolo, eu vă ascult, m-am întrebat deci dacă e bună, avem aici Buș, care Buș. E cu acel gust pralinat. Ce înseamnă gustul pralinat? Da. Este combinația între ciocolată și aluna de pădure. Și acesta este acel gust pralinat. Așa. Cu ciocolata albă avem aici gama de fără zahăr adăugat. Fără zahăr adăugat. Ce spune domnul Julien? Nu Julien, Jolion. 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 Cum
a ales mama numele ăsta? Cum a zis ea? E de origine englezescă Jolion. Numele. Jolion. Da, mama a fost originală. Aici avem trufele, aici avem cu aromă de cafea, aici este cea cu aromă de banană, care ați gustat-o. Ce, nu știi cum să... e complicat, nu? E greu, e... Ce, ursuleții ăștia, Amalia? Ți-au făcut ochii frumos? Ăsta ce-s? Leonidas, ursuleț cu aromă? Da, acestea sunt așa, mai pentru copii, gen Acadea. Gen Acadea, top, top ciocolată. Da, da, da. Păi este, este 100% un de cacao, în primul rând, 100, ca orice ciocolată premium care se respectă, da, trebuie să fie 100% un de cacao. Acum trecem la alea top, da? Toate sunt top, să știți. Bun, top. Toate sunt top. Aici top este gama mai cu caramel. Mai cu caramel. Care se cheamă Alexandre Le Grand. Alexandre Le Grand, adică Alexandre cu Grand, știi? Da, da, da. Cum se zice, Alexandre cel la mare ar veni. Dar... le știți pe toate fără să vă uitați la etichetă? Grosomodo, da. Asta ce-s? Da. Păi acesta este cea cu caramel și cu ciocolată lapte și caramel. Gianduja e... Nu, 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 nu. Gianduja este ce este aici. Și acolo ce e? Mață păcii. Aici Gianduja este una din preferatele mele. Așa. Care de fapt Gianduja este o pralină de origine italiană, care a fost creată atunci când Napoleon a făcut embargo în Italia. Și n-a mai venit atât de mult cacao și atunci italienii ce au făcut? Au înlocuit mai mult cacao cu alună de pădure. Aha. Și așa s-a creat Gianduja, care are mai mult alună de pădure decât celelalte. Deci, orice rău, orice rău aduce un bine. Ăsta este exemplu. Dar Gianduja, stați așa, că... cu mănuși umbl aici. Că nu am exact aici. E pe bază de... A, uitați! Gianduja asta este. Asta este Gianduja. Acolo sunt variații, dar asta este Gianduja. Deci faceți un pic, faceți o pomană așa, pentru urmăritorii noștri, să ne uităm un pic de despre ce. 50 de lei cu tăuță de ciocolată din asta? Wow! Da. Ați vă gustat? S-au curajul să mănâncă. Ce înseamnă viață de curaj, jurnalist? Grea viață! Grea viață! Deci o să simțiți mai mult gustul de alună, de pădure. Mie e una din preferatele mele. Adică acela, gustul acela este gustul pralinat. Nu pot să-mi dau seama timp. Va trebui să mai dați din fiecare ca să fac diferența. Nu-i așa? Nu-mi dau seama. Nu, nu. Nu-mi dau seama. Așa, da. Nu pot să-mi din prima. Și n-aveți ceva? Că știu că la degustătorii de ciocolată, de vin, să bea cu apă la ăștia de ciocolată, ce dați între sortimente? Trebuie să oferiți ceva. Mă, nu, normal. Încă n-ați hotărât, nu? Nu, încă nu ne-am hotărât. E momentul să vă gândiți foarte serios. Absolut. Hai să vedem mai departe. În rest avem... Da, e, da. Ca la, e ca la bijuterie aici, să umblă cu mănuși, ca nu cumva să... În mod normal, da. În mod normal, da, cu mănuși. Păi nu să punem mâna pe ciocolată așa. Eu am luat asta fiindcă era... Împachetată. Împachetată. Vreau mai să cu mănușe. Gianduja e pralin. Bă, dar arată într-un mare fel, dragul. Asta este printre ultimele care au fost create. Care? Este ciocolata Manon. Care este o, baza este o cremă de cafea. E o cremă de cafea, dar care aici este și cu speculos. Speculos este, cum să spunem, speculos. Nu mai contează. Speculos. Ia uitați-vă. Praful ăla deasupra, așa, un fel de... Da, dar numai că se este, cum se cheamă? Amana, ce zici? Când faceți griș cu lapte, ce puneți deasupra? Este griș cu lapte, să pune cinnamon în engleză. Scorțișoară. Scorțișoară, doamne, așa. V-am pus de toate limbile. Da, da, mai bine așa, așa, să nu greșim, doamne ferește. Deci scorțișoară. Scorțișoară, am înțeles. Acolo ce aveți? Tot banane aveți sau ce? Jeleu? Aici este jeleu. Împăturit aici este împralină. Jeleu, evident, cu aromă naturală de fructe. Să vorbim cu maestrul. Jolion, nu Julian. Jolion. Jolion. Aici este o ciocolată care se cheamă Mendiant. Mendiant. De ce Mendiant? Fiindcă la biserici, da? Vorbim în secolul XIX, da, erau cercetori. Cercetori, da. Că asta înseamnă Mendiant.
Și atunci cei cu bani le dădeau săracilor. Și ca să pară mai bogat, cum vedeți, le etalau ca să pară mai mult. Mai mult, da. Înțelegeți? Și aici, bineînțeles că în timp au pus fructe de pădure, este excelent. Dacă vreți să luați una, da? O să ne facem că nu vedem că luați cu mâna fără mănușe. Se cheamă ciocolata, se cheamă mănânc eu. Mănânc eu. Pac, iau numai până. Mă, cum arată mâncau arătat. Da, e bună. E bună. Ce? Ți-am zis cu degețelul, da? Trebuie să-l arăt așa? Hai, stai așa. Fii atent aici. Deci are. Asta ce e? Asta e... Stafida. Se spune în? Stafida. Ah, stafida, stafida. Stafida. Alună. Migdală. Migdală. Alună de... Nu, asta alună de pădure. Dure. Asta tot stafida. Tot stafida și... cum se cheamă? Nucă. 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 Așa, nucă. Mare, uite aici. Cât e așa ceva? O bucățică de asta? Cât e așa o... Păi nu știu, este la 100 de grame. Deci... Kilogramul este 284 de lei. Dar... Amala, hai să trecem pe partea cealaltă să-l mai întrebăm pe domnul... Nu seara, numai în secundă că... Dacă ar fi să... Uitați, aici avem asta o ciocolată foarte interesantă, fiindcă este cu al patrulea gen de cacao. Ruby. Deci asta nu este colorant. Deci asta a fost... E un cacao care a fost tratat, nu tratat, a fost din specie în specie, hibrid. Asta mop? Roz. E un roz. E un roz. E un roz. Ruby se cheamă. Deci este al patrulea gen de... Când mod normal se știe, ciocolata albă, lapte și neagră. E, există și această culoare. Deci nu este colorant. Repet, e al patrulea gen de cacao. Foarte interesant. Este un gust puțin astringent. Astringent acrișor. Astringent acrișor, deci merită gustat. Ma, qu'est-ce que c'est ça, monsieur? Asta sunt mai pentru copii, sunt creioane de ciocolată, așa cum aveam noi în copilărie, dacă mai țineți minte. Da, dragii mei, mă dat să vorbesc. Doar că pe vremea noastră... Nu știu unde a copilării de domnul... Jolion. Jolion. Nu știu unde a copilării domnul Jolion, dar mie tata nu mi-a dat niciodată creioane, dar mie de creioane ciocolată. De ciocolată n-am văzut. Hai, domne, că se găseau pe timpul lui Ceașcă. Atunci, așa, mai să găseau. Eu am mers mai pe direct, n-am văzut. Ce preferă românii? Ce preferă sucevenii? Sucevenii încă nu știu, că astăzi am deschis, pe 10 februarie 2024, dar din 2001, din București, acolo a fost, acolo am deschis primul magazin, totuși preponderant este ciocolata lapte, dar din cauza beneficiului cacao, se consumă într-adevăr din ce în ce mai multă ciocolată neagră, fiindcă se știe că cacao aduce beneficii pentru organism. Iar deci, da. E recomandarea dumneavoastră care ar fi? Ce vă place dumneavoastră din nebunile astea? Deci? Haideți să vă spun ceva. Ciocolata este o plăcere. Din toate punctele de vedere. Exact. Deci eu zic că fiecare om să mănânce ce îi face plăcere. Sincer acum. Da. Deci asta este... Prima dată trebuie să le guste pe toate. Ar fi cel mai indicat, dar vă spun eu, omul știe deja. Eu știu, de exemplu, deja de mic copil mi-a plăcut ciocolata lapte. Cu toate că acum sunt ciocolatier, tot ciocolată lapte îmi place. Domnule, deci, felicitări că ați avut curaj să veniți, să vă dea Dumnezeu putere. Era timpul, era timpul să venim în Suceava. Sincer, aveți un oraș frumos, deci chiar era timpul. Avem peste tot Constanța, Craiova, Brașov, în București sunt vreo 9 magazine, 15 per total. Deci era timp. Era timp. Mulțumim frumos, domnule Julian, ca să nu zică că noi i-am dat și noi ceva și noi luăm și noi ceva, mai luăm la valiera. Dragii mei, dă-te un pic așa, uite la copil așa, stai să vorbim aici. Să rămână. Care ciocolată îți place ție? Care vrei să o duci? Ai vreo foc? Ai așa, așa? Da, alea, astea la alte ore nu-s mai bune? Nu știu. Vei încerca? Da. Ești pregătită? Da. Sigur, sigur? Da. Balon ți-au dat la intrare? Da. Bine, bine. Spor. Spor. Copilaș, cu minte, ai văzut? Măi, îmi place că de micuții fetele știu ce vor, dragilor, da? Să nu avem cu supărat. Dragii mei, am alea, haide cumva așa. Asta pentru când veniți, da? Luați una de aici, din viteză, ca să
Ciocolat, moca, cofi, noisette, sel de jidofu, mamă, ce bem? Ia, că v-ați pregătit și cu scoasta mica mea, Amalia, de toate pentru tine, hai mulți ani, să vă meargă bine, Doamne ajută. Doamne ajută. Să ciocnim, pentru Franța, pentru altceva, pentru Belgia, pentru Leonida și pentru românul nostru, maestru Jean. De la Severin. De la Severin. Oltean. Oltean de la Severin. Oltean. Cafe, ulei, mai puțin ulei, mai mult cafe. Felicitări încă o dată. Dragilor, asta a fost astăzi, în această seară, la Sceava, de mâine, adică ce mai? De acum, de când închidem noi materialul, tot ce vedeți aici este la discreția domnilor voastre. Nu putem decât să vă invităm să veniți aici la... Mamă, dacă îl faci, mai îmi faci odată un rex drang, s-a terminat. Nu pot decât să vă invit să veniți aici. Recomandarea mea este, prima dată, nu o luați drept pe scări când urcați la dreapta. Luați-o la stânga, hrăniți copiii la food court, că dacă îi scăpați aici, nu mai. Crede, trebuie să facă mama și cu tata ca să meargă acasă. Absolut delicios, absolut delicios. Trebuie încercat. Vă invit, vă provoc să mergeți la... Stai, sabia mea, da? La Leonidas, da? Sus inimile.